E un proiect al asociației. Sunt niște calcane în, pe axa centrală a orașului, uitată de Dumnezeu, și pe care se pot face un tip de discurs. Trece mulți, trece dealul și mirese prin par. Trece până tânsor, trece timpul și mor. Trece casă, trăia. Spațiul public din România, deci eu niciodată în viața mea nu să pot fi în stare să fac un fel de palet pe stradă aici. Că, ca să vă vorbesc eu vouă în felul ăsta, au murit niște oameni aici în piața din Sfântul Mare, da? Și eu n-am cum să uit chestia asta, că niște tipi s-au dus acolo, tineri ca și voi, și au zis, tu-te, în pula mea, trage-mă. Nu mai vreau să aud niciun cântec trist, nu mai vreau să aud niciun cântec deștept. Pleci acum, te înțeleg, e de ajuns, nu insist, e de ajuns. România e paradoxală, din cauza că e doar în pix ce puneți voi pe pereți, lucrurile sunt pe pereți, în altă țară se picați în ea. Deci aici am ce ca o galerie, așa mișto. Asta e interesant, dar din neglijență, nu-i din înțelegerea fenomenului, doar în pix. Latră câine vecin, latră și tu te închin, latră viața în noi, noi facem dragoste în mașini. Bat un ceas în altar, latră timp un zadar, viața e o foaie în vânt, spusă dintr-un abecedar. Intră vulpea în găin, intră noaptea în lumină, am sărutat un obraz. Am crezut că ai plecat la Steaua, toți. Și am promis că o să trebuie țin la... Trebuie o revoluție, nu vine să cred. Voi ține la curent lumea și băi 1-0 pentru Steaua. La pauză. Gol rusescu din penal. Mi-a zis așa, zice, iată, am scăt, de obicei la 7, dar am zis la 8. Și mă, una nouă e meci, ăștia nu mai o să fie 10 gagici în fața mea. Deci mă bucur că rezistați tentației. Vă ținem la curent cu scorul. Dacă egalează aia, nu vă spunem. Nu mai vreau să aud niciun cântec trist, nu mai vreau să aud niciun cântec deștept. Deci acum te înțeleg, e de ajuns, nu insist, e de ajuns că îmi arde radioul în piept.